Ce ni se înfundă urechile atunci când zburăm cu avionul. Bună, sunt Daniela Ionescu, medicorele. Când zburăm cu avionul, presiunea de o parte și de alta a timpanului, presiunea din exterior și presiunea din interior, trebuie să se egalizeze prin trompa lui Eustachio, un canal foarte îngust care leagă spatele nasului în urechea medie. Dacă modificarea presiunii din exterior se face foarte brusc în condițiile zborului cu avionul, spre exemplu, mai ales la aterizare, atunci apare o scădere a presiunii din urechea medie, care este o căsuță legată cu exteriorul prin trompa lui Eustachio și poate să apară scădere de auz sau chiar otită prin barotraumatism. Otita prin barotraumatism, adică prin traumatism presional, se caracterizează prin scădere progresivă de auz, durere de ureche și poate să meargă până la perforația timpanului. Dacă nasul nu este înfundat și dacă nu este un context de infecție respiratorie, care să împiedice pătrunderea aerului pe calea nasului spre ureche, aceste simptome se atenuează progresiv și dispar. Dar dacă ai motive de obstrucție nazală, adică deviație de sept sau polip, sau dacă ești răcit, problemele pot persista după ce ai aterizat. Ce trebuie să faci în timpul zborului? Mestecă, de obicei gumă, înghite foarte des, înghițituri mici. Nu sta culcat pe o parte. Încearcă să-ți introduci aerul pe calea nasului spre ureche, făcând presiune la nas cu gura închisă. Este un fel de expir către ureche. Dacă aceste manevre nu funcționează, inclusiv dacă ți-ai pus picături nazale cu decongestiv, mergi de urgență la cabinet, la cabinetul de orele. Trebuie făcută o timpanogramă, adică o investigație care să măsoare presiunea din urechea medie, iar diagnosticul în această situație poate să fie fie disfuncție tubară, adică scăderea presiunii din urechea medie, fie o tită seroasă pentru care îți trebuie tratament. Dacă ai rămas cu urechea înfundată după ce ai zburat cu avionul, programează un consult la orele.